Râs cu poftă alături de Manole, maestrul snack-urilor incredibile. De azi zic că mi-e frică să nu mă într-un mod jenant, pentru că eu din când în când mai merg pe stradă și ca tot omul ascult muzică la căști pe stradă și uneori ascult muzică de care nu sunt tocmai mândru, ascult muzică de care, na, mi-e mai rușine un pic și atunci am cea mai mare anxietate de moarte pentru că sper din suflet să nu mor pe o piesă de care mi-e rușine. Eu sunt atât de fixist cu chestia asta cu muzica că dacă aș simți că fac un atac de cord pe stradă, n-aș chema ambulanța prima chestie, aș schimba piesa în Frank Sinatra My Way, să nu cumva să nu mă găsească mor pe cerebel sau ceva. Știi care e faza? Că e și cerebel, adică lumea nu te crede că cerebel ți-o venit, că nu-i la mod acum, știi? Adică e un pic expirat. Lumea știe că tu ai căutat cerebel, știe că ți-ai scris tu acolo în Spotify, cerebel, de-abia aștept să ascunește cerebel. Ai și zis de-abia aștept să ascunește cerebel după ce ai căutat.